încerc să visez. Roata se învârte, pot să te distrez. Visele tale se împlinesc așa. E șansa ta, dă vina pe ea. Aici de fiecare dată și știm exact ce vrem, pentru că noi vrem să dăm premii, iar concurenții să le câștige. Însă, ca de fiecare dată, o vedem pe Ana că vrea altceva. Imediat, o salut. Nu vă alarmați? Bună seara, colega! Bună seara, vârsucule! Îmi caut inspirația. De-aia ai venit așa de sculță la emisiune, să nu te aude când o prinzi? Exact, exact. Aș caută inspirația, nu e? Auzi, dar, de exemplu, de ce n-ai venit tu la emisiune pregătită? Să-ți cauți inspirația înainte, să intrăm și noi cu energie, să-i apucăm de emisiunea asta serios. Adică, la ce te mai văd de sculță și cu hainele scrise, zici că acum ai scăpat de la nebun pe cuvântul meu, dacă nu... Să mă ierți, da? Hai, bursucule, că ai și speriat-o! Pe cine, mă? Inspirația! Hai, lasă-mă! Dacă aveam vreo șansă să o prind, acum nu mai am niciuna. Auzi, dar pentru ce îți trebuie ție, bă, inspirație, bă? Că nu e ca și cum nu ești inspirată, în fiecare săptămână să faci cu o prostie pe aici să strice misiunile. Hai să fim sinceri acum, nu mai... Asta era una specială, pentru că mă ajută să fac rime. Asta sunt eu astăzi, scriitoare de poezii. Și cum ți-a venit ideea asta? Așa m-am gândit că oricum viața e scurtă, măcar să rămână ceva și după urma mea. Plus că oricum eu sunt mai neînțeleasă așa. Tu neînțeleasă? Păi dacă nici eu nu te-am înțeles în fiecare săptămână și dacă nici eu nu te-am tolerat, apoi... Da, să zicem că înțeleg. Să zicem că înțeleg că vrei cu... Ia, uite, mă bag iar în jocul tău. Ia, fă-mă și mie o poezie. Bine. Hai că parcă... Hai cu minte că prea vii cu privirea aia. Nu face... Pășind lin fără ecou, mergeam... Am zis pășind, n-am zis altceva. Pășind! Asta că am înțeles bășind. N-a avut dicția cum trebuie. Haide că tu ești muza mea. Pășind... nu mai... Pășind lin... Fără ecou, mergea Ana la panou, iar bursucul urlă tare, ce vitrină plină are! Bravo! Băi, dacă o ții așa toată seara, hai, bravo! Mergi exact cum ai zis, bravo! Mergi la panou, bravo! Iar noi, stimați telespectatori, ne apucăm de emisiune cu o dată, o apucă pe nebună. Și să apuc să vă spun ce avem de dat în această seară. O vitrină plină cu produse electronice și electrocasnice, o mașină nouă și 10.000 de ron cash. Mai pierdem timpul? Nu, că s-a liniștit. Să înceapă roata norocului, să cunoaștem concurenții! Bună, Flori, ce faci? Bine, tu ce faci? Uite, mi-aș dori să stai puțin mai stânga ta, dacă nu te superi. Așa? Așa, în dreptul ecranul e albastru. Ok. Asta pentru că eu fiind mai mare am nevoie de mult spațiu, să mă agit când vă dau premiile, să dărâm pe aici, cu ce te ocupi? Momentan sunt ajutor de bucătar. Ce face un ajutor de bucătar? Că bucătarii am văzut la televizor. Ala-i pui patruns! Firar mama lui de aia-s cartofi! Și eu, dar un ajutor ce face? De toate. Adică taie, toacă, legume, toacă, ajută bucătarul. Le mai și învață bucătarul să se creează în bucătărie. Da. E alt artist. Da. Câți ani ai, Flori? 44. Poate ochiul stâng, cred că ai țipat puțin cantare, ceva de... Cât? 44. Mulți înainte, să fii sănătoasă, copii. Da. Măritată? Da.
De mult timp? Da. Divorțată? Nu. O să fii. Nu. După emisiunea asta, dacă n-aduci ce trebuie acasă, ce ți-ai dorit să câștigi de la noi în această seară? Foarte bine început. Vrem și noi. Este chiar un lucru pe care ne putem să-l dăm fără nicio problemă. Un? Ok. Un aragaz. Atât? Da. Pune de la tine, mă. Mai vedem pe parcurs. Bucătărea să vă aragaz, bă, vezi, bă. Bă, omul cu meseria, bă. A venit unul aici, taximetrist. Ce crezi că și-a dorit? O mașină. De spălat, să nu mai certe nevasta. Mergem în colțul din stânga. Facem așa. Și ajungem la domnul Dan. Salut. Să trăiți. Mai aveți studio acolo la Romană? Două. Mai mici? Da. Emisiunile se mai fac înainte, domnul Dan? Să zicem, dar trebuie să ții pas cu moda. Cu moda, știi, exact, da. Cu modernul. Așa, cu dau moda, dau moda. Exact, exact. Asta. Exact, da. Mm-hmm. Dar cu ce vă ocupați exact? Adică, păi, că nu, domnul Diaconescu nu sunteți. Exact, da. Nu mai merg studiourile și sunt corporatist. Merg pe clasic. Corporatist, da. O să fie frumos când o să încerc consoana R. Pe tari să zici! Dați-o, bă, mai încet, băi! Băi, îmi pleacă timpanul, bă, băiatul! Pe Dan, să se știe, el doare la pălărie! N-ai fost prea inspirată. Adică pentru asta meriți o aplauză. Știi cum e o aplauză? Bravo, Barnăschi! Na, e mult, odată! Un, doi, trei și... Atât. Asta e cam tot ce meriți pentru poezia asta. Nu te-am convins, mai încercăm o dată și... Gata, suficient. Bravo, Barnăschi. Dane, corporatist, câți ani? 28. Însurat? Încă nu. Doamne ajută, la 28. Exact. Cum e? Nici păr nu mai ai mult. L-am pe fratele meu care e însurat și m-a lăsat deja fără bani. Nunți, botezuri, nu mai trebuie. Are nici copii? Da. Câte bucăți? Două. Mom, un sportiv. Exact. Câți ani are? 32. Asta, nenorocită tânără. Doamne ajută. Bravo, Dănuț. Nu te-am întrebat ce vrei de la noi în seara asta. Niște bani ca să călătoresc. 10.000 de ron cash. Am o valiză. Mulțumesc și cu 3. Cu 3.000? Da. E bine, înseamnă că știi exact ce se întâmplă la noi în emisiune. Da. Dragii mei, dar în această seară aveți luptă grea de dat. Vă spun, Flori, Dan, dacă sunteți pregătiți, pentru că să ne ia mașina vor Moroșanu și Jador! Asta mare golan, mă. Dar golan foarte în regulă. Băi, mare golan, mă. Deci una, dă, cum ai văzut-o, n-ai putut, mă. Ți-a plecat corpul ăla, ți-ți tremurau dinții în gură dacă n-o pupai. Rămâneai în seara asta, nenorocit pe viață. De ce ai ținut? De ce ai pupat-o pe Barnăschi? Auzi? De ce ai pupat-o pe Barnăschi și pe mă ții mâinile aici? Eu? Ai ceva să ne... Te-ai pupat-o și te-ai proptit așa, în costum. Păi da, ca să vadă că gen sunt serios. Ia uite, bam. Și ești? Dragii noștri, de această seară, foarte serios și în schimb, au venit Cătălin Moroșanu. Mulțumim mult de tot pentru prezență și Jador, pentru că vor lupta pentru familia Stan, așa că vreau să le urmărim povestea împreună și după să începem jocul. Mă numesc Romeo Stan, am 44 de ani, și sunt reprezentant tehnic la o firmă multinațională. Sunt tată de fată, fetița mea, Georgiana, o să împlinească 10 ani în ianuarie și o cresc singur din primăvara 2014. Eu m-am mutat cu maica mea și cu tatăl vitreg în 1995 în America. Ne-am făcut multe lucruri pe acolo și în 2010 am întâlnit-o pe mama copilului în Alaska și ne-am căsătorit. După ce a venit copilul cam la un an jumătate, dânsa a căzut pradă drogurilor și cam așa a fost povestea.
fata n-a mai văzut-o pe maică sa de 7 ani de zile. Nu s-a interesat de copil și își vede acum de piața dânsă, acolo în Alaska. Când am venit în România, am avut 7 ani. În urmă cu câțiva ani, Romeo Stan s-a întors în România împreună cu fiica lui Georgiana pentru a începe o nouă viață. Georgiana a învățat limba română pentru a putea merge la școală, iar tatăl încearcă să o sprijine în tot ceea ce face. E greu. E greu o persoană să le facă pe toate, adică să te duci și la servici și să ai grijă de copil, de nevoile zilnice, cu mâncatul, cu spălatul, bine, nu mai spăl, dar mă refer la rufe, la curățenia prin casă, ajutorul la lecții câteodată. Îmi place mai mult în România decât în America. Singura mea sursă de venit este salariul, din care încerc să-i asigur Georgianei o viață decentă, să nu-i lipsească nimic. Georgiana a suferit mult în momentul despărțirii părinților și simte lipsa unei prezențe materne în viața ei. Emoțional este foarte greu să fii și mamă și tată. Cât de afectiv sunt, eu nu pot să-i dau anumite lucruri. Îl iubesc pe tata. Unul din cele mai frumoase lucruri care mi le-a spus este: tată, tu ești prietenul meu cel mai bun. Nu se poate exprima în cuvinte ce simți când îți spune copilul așa ceva. Familia Stan este beneficiară a programelor sociale ale Asociației FDP Protagoniști în Educație. Nu uitați că dacă doriți să-i susțineți financiar, puteți trimite un SMS la numărul 8844 cu textul ajut. Astfel veți dona 2 euro lunar și veți oferi copiilor incluși în programele Asociației șansa la un viitor mai bun. Vă mulțumim și spunem bună seara, domnul Romeo! Bună seara! Bună, Georgiana! Ce faceți? Emoționați? Bineînțeles. Domnul Romeo, eu vă spun doar atât. În primul rând trebuie să ne distrăm în seara asta și cu cât o să vă simțiți mai bine alături de noi, cu atât o să câștigați mai multe premii. Super. Sunteți pregătiți, da? Mult. În această seară v-am adus 2 campioni. Cătălin Moroșanu, campionul nostru al României, al tuturor. Și Jador, mai nou, bunul nostru național. Omul care nu se dă jos din trending, indiferent ce îi face. Bunul național! Da, mă, da! Tezaurul, tu ești! Bravo! Dacă vreți să schimbați câteva vorbe cu domnul Romeo. Da. O să încerc să fac tot ce pot, să vă aduc cât mai multă fericire în casă. Mulțumim mult și eu vă doresc mult succes. Doamne ajută! Domnul Romeo, nu știu dacă l-ați urmărit pe Jador pe rețelele lui de socializare, dar vă spun eu că este un băiat excepțional și un tip foarte sufletist și de fiecare dată când prinde ocazia să ajute pe cineva, chiar o face și pentru asta Jador meriți toate aplauzele noastre. Bravo, Jadore! E de apreciat faptul că n-ai uitat de unde ai plecat. Mersi, bro! Dan Moroșanu, Jador și Florin, dacă sunt... Florin, trebuie să-i dau un miel. Flori, sunteți gata să începem? Gata. Să înceapă roata norocului, runda întâi! Dragii mei, Moroșanu, Jador, unul dintre voi trebuie să joace runda întâi. Care începe? Hai! 1, 2, 3... Un, 2, 3 și... Vreau să triceze! Auzi? 1, 2, 3 și... Hai! 1, 2, 3 și... Hai încă! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Auzi? Dar când ai spus așa... Bă, ăsta vrea să triceze, poate-l bat! Cum ar fi fost? Băi, Moroșane, băi, nu te șa... M-am bătut, și Moroșan, bine, și ador, pum. Nu, ca să vă zic. Faci, mă? Fug repede, n-ai văzut? Eu fug repede. Dar de ce? Și că stați să vă zic. Păi, am uitat că sunt la televizor.
Ok, începem cu Jador, Dan și Flori. Aveți un buton în partea dreapta voastră. Hai. O să vă rog să nu ezitați să-l folosiți. Acum vă dau puzzle-ul de departajare. Zici, da? Da, zic și eu repede. Puzzle de departajare pentru runda întâi. Hai. Avem și un domeniu. Domeniul, Ana, este? Domeniul este poezie. Poezie. Exact ca emisiunea asta, bă. Bă, e o emisiune, o poezie, bă. E o... Ia. Dacă îți vine să crezi... Eram la el în birou azi și îmi scoate omul filozofia lui Cătălin Moroșanu. Doamne Dumnezeule, bro, te spui tot... Bă, eu când am văzut asta, a zis, măi, ești prietenul meu? Gata! S-a terminat aici! Wow. Ești cult? Gata! Pa! Ai început să citești! Nu, mă, nu, că nu doar că... Da, și mă, că tu chiar ai citit, mă, cine te vede, da, te da, și da, am citit doar că la facultate, în asta trebuie să citești. La facultate, acum, nebunule! Da, mă, ai terminat facultatea! Lasă-mă, dar ăsta citește mult, e nebun, scrie cărți! Aici ai dreptate, ești pe mine, m-a dezăpășit. Nu e mult. Ce e asta? Dar poezie citești? Nu. Nu. Nu, 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 poezie. Da, știu poezie. Ripu, 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 s-a sculat bunicu, pe o scândură lată, sculată. Mai știu, de la 3 ani mai știu una. Vrei să le zic pe toate, știu multe. Unchii meu m-a învățat. Serios. Și după, și te așteptai să ajungi om. L-a bătut mama. Nici eu nu mă așteptam să ajung om. Păi de asta nu e. Nici eu. Adică, anu, că fiimea să uită la emisiunea asta, să mă întrebi, tati, tu mă înveți cățeluși cu părul crești. Ce e asta? Bă, uite la Jador. Uite. Bunicul pe scândurică. Ursucule. Bă, se uite și copii la emisiunea asta, nu? Se dă târziu emisiunea? E ok, nu e. E bine. Da? Stai liniștit. Ursucule, Jador ar putea să câștige premiul Pulitzer la poezie. Iau, nu? Da. Da. Mai bine ai câștigat un premiu Nobel nu pentru pace, ci pentru tace. Tace, Ana Maria. Dragii mei, încă o dată poezie, da? Jador, Flori, Dan. Vor apărea litere aleatorii, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspuns, apăsați butonul, la 1500 de puncte puse în joc pentru runda întâi. Start! Poezie! Ce poezie poate fi acolo? Iarna pe uliță! Op! Flori! A apăsat? Iarna pe uliță. Asta înseamnă să nu vorbești dacă nu apeși. Da, mamă, bă, bă, bă! Ce-ai făcut, ai spus? Da, mă, iarna pe uliță! Ce-am greșit? De ce-ai spus? Este! Uite, eu trebuie să apăs butonul. Păi dar noi suntem în echipă, brodere. Păi numai dacă ne-ai spus, am apăsat fata normal imediat. Fărăcica. Flori, mă. Adică, Cătăline, ca să înțelegi cum merge, tu dacă n-ai buton, îi dai una peste cablul meu. Își adoră poc, el instinctual, la față și formă. Ia, 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 ia. Bine ați venit, Ana Balscoschi. Jadori, viața mea. Eu prezint emisiunea azi, da? Te iubesc lui cel mai mult din lume. Aș vrea să-mi cânti la bot. Ce e asta, mă? O nepoată de-a ta. Cum a fost asta? Nu, nu e. Avem un copil vorbit împreună. Cine e asta, mă? Nu ne permite glume. Bun, du-te mă și zic că urmează, da, runda întâi. Fii prezentator. Urmează runda întâi, doamnelor și domnilor. Stai mă, urmează, spune cine a câștigat. Cu, schimbăm concurenții, băieți afară. Că nu aveți niciun haz. Trebuie să fete. Ok, că... de cine are 1500 de puncte, Jador? Da, doamna Flori are 1500 de puncte. Anuțo? Vino aici lângă mine. Anuțo. Până, bă, ia, Anuțo, mă! Trebuie să fac ce zic eu, nu? Da, da. Ana, vino, te rog, aici, colega. Auzi, Jador, da, ai puține emoții, nu? Adică te-ai pus tăcitul. Sunt prezentator pentru prima oară, boss. Mamă, și la ce emisiune te-am pus vârf, tăticule? Așa fac eu cu colegele mele, boss. Auzi, Jador, dar nu vrei tu să-l punem pe Bursucu să cânte niște manele dacă tot te-a trecut el pe tine aici? Bursucu ară, dați știri. Ce? Puzzle, cum îi spunem la puzzle?
Cum? Du-te-mă, lasă că o convin mai târziu. Du-te-mă la locul tău. Stai, mă, că abia mi-am intrat în mână. Lasă că poate ți intri și în picior. Du-te mai încolo. Stimați telespectatori, puzzle-ul din runda întâi arată așa. Oh, auzi? Mamă. Eu acum realizez ce cauți tu lângă mine. Du-te-mă la puzzle. Cum te aprinzi pe tine, îți plăcea aici. Ai chemat celălalt prezentator. Ana, domeniul este... Domeniul este adevăr. Adevăr. Flori, tare de roată pentru prima oară în această seară. Hai, și... Op! Mașină! Bravo, Floricică, mașină! Ia dă-mi tu o consoană corectă și ridic plăcuța. R. R de la roată. Curățușcă. Hai, lasă roată, că dacă îi pui lui Dan acum curățușcă, l-ai omort. Și avem o treime din acest autoturism până în acest moment. Pentru a păstra această treime, nu uita că tu trebuie să-mi dai soluția. Dă-mi ei să nu te încurce, că o păstrez da. Eu puțin. Hai, dă-i de roată. Și... Calinca, calinca, calinca mea, zaguia, ramalinga, malinga mea. 1000 de puncte, consoană. Dacă mai dai una ca R, plecăm acasă. C de la călătorie. Sau călăreț. Fiecare se gândește la... Te-ai gândit acolo! Te-ai gândit! Te-ai gândit! Ce zici mie? Asta e ușoară. Auzi, dar ce-o fi asta cu cr, cr, cr? Ia să-i și ador, îți zice ceva cr, cr? Cr? E de la... Hai, dă-i de rată, Flori. A, știu! Acolo 10.000 de roni cash. Jadoraș, când ai văzut ultima oară banii ăștia cash așa? Aseară. Aseară. Bă, nu mă mai faceți bogat, că nu sunt eu bogat, ăsta e bogat. Eu nu sunt bogat. Să vai de capul meu. Uite, ăsta e cu șmecher. Uite ce asar la mână, eu nici n-am. Ha? Flori, o consoană. Dacă e corect, ridicăm plăcuța și dacă tu îmi dai soluția, banii ăștia sunt ai tăi. Mâna e perfectă, să vedem inspirația. De inspirație avea nevoie și Ana când a intrat în platou. Tu ai nevoie de inspirație pe consoane, ea avea pentru poezii. Fiecare cu ce-l doare în emisiunea asta. Ok. Consoana este M de la mașină. Flori, M. Crezi că există M? Vedem. Flori, M. Uită-te bine în puzzle-ul ăla, îți dă pe undeva M. Așa cred. Da, ia e. Să vedem. E. M, da sau nu? Din păcate. Este unul singur! Exact ce ne trebuia. Dar bineînțeles, un singur M ne aduce plăcuța și din momentul ăsta jucăm pentru 10.000 de ron cash. Flori, avem 6.000 de puncte, 6.000. Flori, cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Dăm de rată. Excelentă alegere. Hai, dacă dai faliment, s-a dus tot. Da. Măcar să ne distrăm și noi de bani.
banii ăștia, nu? Păi... Că vorba aia, 6.000 de puncte, păi, 10.000 de ron cash. Hai să vedem. Bă, da, mă ții așa toată emisiunea? Da. Mă enerva cu ceasul ăla rău de tot. Dar tu vrei să-ți spun eu adevărul despre tine? Nu. 1, 2 sau 3 portocaliu? 2. 2. Recită o poezie de dragoste la un microfon cu reverb. Flori, te rugăm. Mergi către Ben. Te-mi dă și o poezie? Îți dăm și poezie, stai liniștită, asta e problema. Unde? Aici? Deci nu ce să se facă să recită poezie? Da. Păi ușoară asta, ce e tăbun? Ia auzi, ai auzit? Doamnă și domnilor, Hot Play asta. Și Iulia Dumitrache alături de noi. Toată? Alex, dacă se poate, un fond sonor și mult delay, un pian. Vreau să fie pe emoție, ia auzi. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des. O lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. O oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să ascult de glasul lumii mici, o oră și să mor. Bravo! Aplauze! Jador! Vino cu pași! Bravo, Flori! Jador! Vino cu pași! Felicitări, doamna Flori! Jador! Fiată! Rămânem în aceeași variantă muzicală. Dar stai mă, eu ce, mie mi-a dat ceva? Dă și mie ceva, că ce se dau. Face? La lăutare, ce un se face? Un microfon cu reverb. Păi dar trebuie să dai ceva, la barbă. Îți dau, fiat. Nu vreau să cânti. Vreau să te uiți în camera asta. Și exact pe ritmul ăsta, nu te opri, Alex. Vreau să ne imaginăm cum ar suna piesa Dau moda în versuri. Dau moda. De ce? Că e frumos. Vreau, în ver, nu să cânti, vreau să reciți. Deci, cum începea? Zim da, versurile. Da. Zim versurile, că nu mai știu. Nici tu nu mai știi? Ce frumoasă e linia asta. Asta l-a la compoziția, mă, mâncați. Harpele 24 de carate au inelele mele, dar toate țoalele și toate harpele 24 de carate ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă a trecut vremea ta? Ziua noapte, ziua noaptea, noaptea crește și frunzișul mirărește. Poate vântul dintr-o parte și bătrânul nu mai poate. Peste stolul întunere aduc gândurile mele și norocul meu cu ele. Aleluia, aleluia! Veșnica pomenire, Doamne miluiește! Amin! Așa cum nu mi l-am imaginat, aplauze pentru Jador! Da. Veșnica pomenire... No, de ce o strici? De ce o strici? Da, trebuie să fac eu ceva rău! A trecut inspirația pe la mine și trebuie să spun și eu o poezie acum. Am compus-o. Pe același rit? Normal.
în povești a fost ca niciodată, fată ca ea nu mai găsești, bursucule la roată, alături de ea tu prezinți și-ți mai face rele, dar tu puternic strângi din dinți și ea-ți cântă manele. Asta, gata! Mergi la locul tău. Suficienta ta poezie azi. Doamne! Bravo, măi, Jador, mă, mi-a plăcut. Cu ce? Mi-a plăcut așa că m-ai luat prin surprindere cu poezia. Cu ce? Bravo. Poezia? Da. Vrei să-ți recit Luceafărul? Da. Nu știu. Vrei să zic? Și-am luat bacul la română și mi-a căzut? Luceafărul. Du-te, ai, da. Copia bine. Și am avut noroc, îl băteam pe unul din față, de-l chema Cătălin și am ținut minte. Cătălin e ăla, de știi, că a coborât și pe aia Cătălina. Era bine. Am ținut minte pe ăla din față, de... Aha. Rupeam. Ok. Flori, 6.000 de puncte, 10.000 de ron cash, dăm de rată sau cumpărăm o vocală? Cumpărăm o vocală. Ia zi. Te mai gândești sau alegem? Vocală. O singură dată. Adevăr este domeniul... Mai cumpărăm o vocală. Ia zi. O. Eu nu mă gândesc de căieri. Mai cumpărăm? Rămâneți fără bani, doamna. Eu am glumit cu Raiu. Dăm de rată. Flori, ai 5.000 de puncte și 10.000 de ron cash. Bine, mai cumpărăm I de la... I. Nu, nu, iarnă. Nu, 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 nu. Dăm de roată. Hai! Fetițe dulci, cam București, în toată lumea nu găsești. Păi ce-i asta la femeia ta să mănânce mă înainte să vină aici, mă? 300 de puncte, consoană. T, de la tată. În momentul ăsta avem 5.100 de puncte. Și nu uita de cei 10.000 de ron cash, dar și o treime din acest autoturism. Ce facem? Dăm de rată. Dăm de rată, hai! În rândul patru, banca mea e un vei din viața mea. Consoană! N, de la... De la Nălucă. Niciodată, Nălucă. 6.500 de puncte și 10.000 de ron cash plus o treime din acest autoturism. Ce facem, Flori? Cinci. Dăm de rată. Hai. Fericirea are chipul tău, lumina de dragoste mereu. E supărată că nu s-a oprit pe pedeapsă? Eu am văzut pedeapsă. Nu e pedeapsă. 300 de puncte, consoană. G, de la găină. Nu mai este. Gata. Dacă e și G. E G. Da, scrie G, mă. Da, scrie G. Cumpărăm o vocală? Zi. U, de la unire. Nu! Aleu. Mama. Yes! Yes! Bă, ce ați dat la femeia asta să mănânce, doamne? Gata, doamna Flori, bogații n-ajung greu în rai, ajung greu în rai, gata. Jador. Dă-mi de roată. Doamne ajută, hai, doamne, și cum e? Aseară ți-am luat basma, la-i-la-di-la-di-la, la-i-la-di-la, și-acum te văd fără ea. Wow, 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 wow! Nu se poate așa ceva! Bă, o secundă mai aveam să mă arăt.
Of, j'ador, dar ce ne mai distrab, ce de chinuri am, ce te... Consoană. Ana, ia-ți poezia și dă-te puțin mai dreapta, să vadă mai dreapta. Să vadă mai dreapta. Nu, mai. Mai dreapta. Mai unde dreapta? Mai încolo, așa dreapta. Puțin. Dă-te puțin mai așa că nu se vede panul. Mai! Ei, nu se... Păi dacă îți spun că nu se vede de acolo, mai dreapta. Mai. Și du-te puțin mai în spate. Mai. Și acum stânga. Mai, stânga. Păi tu mi-arăți dreapta. Nu mă, stânga, uite aici, stânga. Păi asta e dreapta. A, bine, dreapta ta, stânga mea, hai. Dreapta, dă-i, mai. Din spate mai, pază. Mai. Cum se vede pazărul din spate? Așa. Hai că am scăpat 2 minute, zi D, da? D, de la dragoste, D. Bursucule, mi-a venit o poezie! No, lasă poezia și vină înapoi. Ia zi, mă. Vino. Nu, lasă. Știu. Lasă să nu... Ferească Dumnezeu, ne mai apucă poeziile acum. 800 de puncte, băieți. Dăm de rată. Păi nu prea am mai rămas consoane, mâncați așa. Ia să vedem, mă. Sunt puține rău și trebuie să-mi dau seama de ce scrie acolo acum. Eu zic că mai poți să dai de rată, da. În general e foarte bun. Acum, în schimb, e bunicel. Pentru că tu ai fi avut nevoie de puncte. Dar dacă îmi dai consoana corectă, ridicăm jocărul. Lasă-mă că bogații n-ajung greu. Și te salvează în cazul în care greșești odată. Păi și atunci sunt boss. E bine, dau, nu? Nu, acum dăm o consoană să-l ridicăm. Ah. Și trebuie neapărat consoană, nu putem să cumpărăm o vocală? Nu, trebuie consoană. Hai, mă, nu fi. Ce să fac? Zici că am făcut eu regulamentul ăsta. Consoana, ați dat de roată o consoană corectă. Care-i domeniu? Poezie? Uite-l acolo, adevăr. Adevăr. Și acolo ai toate consoanele și vocalele pe care le-ați folosit. Iar consoana voastră corectă, Ana, iar nu se vede panou, iar te dau afară. Nu avem, brother. De puțin mai dreapta. Altceva. 5. 4. 3. Am avut. Georgiana? Da. Știi puzzle-ul? Nu. Domnul Romeo? Păi mă gândeam la S. Nu știu să-l fac pe tot. Nu cred. Ia uite, S. E bun și așa. Dacă avem un S bun, păstrăm S. 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 De la săpun. Mergeți pe mâna domnului Romeo, el spune un S acolo. S. Nu. S, hai. S, da? S, să fie, ia să vedem. Este! Dă-i de roată, hai! Vreau vocală, brother. Hai, dă-i de roată. Dă-i de roată, dar vreau o consoană. Să strângem bani, boss. Vreau să dai pe o... Vocal. Pe o sumă mare. Uite, concentrează-te să ajungi la power play-ul ăla acolo, îl vezi? Băi, deci... Ăla? Fiat. Da. Hai, fiat. Hai, Doamne ajută. Știm. Hai, mai luăm. 300 de puncte, consoană. Care? P. P. Putere. Da. Ce vreau zic. 1100. Mai știți vreo consoană? Mai știți vreo consoană? Încerc. Hai să-mi băgăm vocale, să cumpărăm. Mai e una singură. Hai o să singură consoană. Hai să vocala vă costă 500 de puncte, voi aveți 1100. Hai, brother, să încercăm. Hai să cu luăm. Suntem amărâți, mă, ce vrei? Păi dacă câștigăm... Nu. Luați 500 de puncte în plus. Păi și ce combinație am făcut, mă? Păi nu, fără să ne dăm seama. Domnul Romeo! Doamnă! Mai știți o consoană corectă? Ultima! Ajutați-ne că noi suntem ultimii. Doamne. Eu mă gândeam la F. F de la face. Fiți atenți cum facem. Face facem așa, prostii. Facem că Jador dă de roată tare. O învârt o singură, dar tare, bă, tare! Vreau să ajungă la power play, tare! Hai de capul! Hai de bine!
Bine, și a dat atât de tare încât a rupt roata, a rupt tacul. A rupt tacul, ce l-a luat. Da, e okay, ok, lasă că reparăm. Gata, e hai. Perfect. 700 de puncte și consoana J'adore este... F. F. Bine, mă. Este! Făcu. Și în momentul ăsta avem 1800 de puncte. Doar face doar prostii. Și nu copii, doi ingineri. Da, mă, da. Da, mă, gata. Nu mai sunt consoane. Sunt consoane, da? Am găsit, tati. Da. Îmi dați soluția, da? Da. Pentru 2300 de puncte. J'adore. Doar tu. J'adore. Dacă cumpărăm, o vocală, ascultați-mă pe mine. Copii, ascultați-mă pe mine. În cazul în care greșiți odată, aveți joker. Vă dați seama că acolo nu e ce ați zis. Voi și cumpărați după aia dacă e. Eu zic așa, dați soluția, așa cum simțiți și vedem. Fii atent. Stai. Citești lent fiecare cuvânt în parte, să nu greșești. Da. O singură dată tare, clar și corect. Zi. Cri, 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 toamnă, gri. Unul face doar prostii? Ana? Cri, Ana, cri, Ana, cri, Ana. Toamnă, gri. Ana, Ana, Ana. Unul face doar prostii. Spui tu? Ana, Ana, Ana. Ia să vedem. Ana, Ana. Este greșit, așa? Deci, încă o dată. Cri, cri, cri. J'adore! Uite-te la mine, nu vorbiți! J'adore! Nu vorbiți, cine ascultă-mă. Vorbește? Sunt străine și cri, nu suport. Cri, cri, cri. Spuneți-mă aia. J'adore! Cri, 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 toamnă gri. Unu face doar prostie greșit. Ana, hai! Ana! Îmi dai mie jokerul, da? Da. Ok? Dă-i, mă! Hai! Cri, Ana. Cri, cri! Un chiu cu vai să mă toamnă gri. Ana, era. Ana face da, doar... prostii. Da sau nu de data asta? Protestez! Ana, că tu! Fac și poezii! Yes! J'adore, Moroșanu, domnul Romeo, Georgiana, mergem la vitrină! Doamnă Jolo, runda întâi în această seară, câștigată de J'adore și Cătălin Moroșanu. 2300 de puncte, domnul Romeo, mă auziți? Vă aud, vă aud. Ce ne alegem? Păi, eu zice un laptop pentru asta mică. Un laptop, 2000 de puncte! Bravo! Mai avem 300... Avem destul și pentru cuptorul cu microunde să facem niște floricele și chestii de astea? Dacă mai pun eu 100 de euro, 100 de euro, 100 de puncte avem, asta înseamnă că... Bogatul naibii! 300 de puncte și cu 100 de la mine, 400 și luăm cuptorul cu microunde de la Samus! Felicitări, domnul Romeo! J'adore! Bravo! Cătălin! Haideți la loc! Iar noi mergem mai departe, doamne și domnilor, în runda a doua! E pentru prima oară în emisiunea asta când am început să vorbesc cu sute de euro, ceea ce înseamnă că de la J'adore se ia foarte ușor pe mine. Știți cum e în emisiune și am început, mai pui 100 de euro, 200 de euro, Doamne ajută! Uitați-mă banii mei toți, ca să înțelegeți. Ia, mă! De la J'adore. 3 milioane. Deci, stimațele spectatori, din buzunar, da? Toți banii mei. Ia uite, mă! Ia uite, mă! Uite, mă, diferență între bogat și sărac. Uite. Da, mă, a avut și el câteva emisiuni azi și și-a lăsat și el banii acolo în schimb în cabina aia. Da. Uite, mă. Bursucule! Eu! Mi-a venit mai devreme inspirația și am mai scris o poezie. Ia zi tu, Barnaschi, vezi ce spui pe gură. Stai așa. S-o recit așa cum trebuie. Pe aici, prin preajmă, la noi în platou, se tot ia de mine și este un bou. Băi, băi, băi! Băi, stai un pic, nu, stai. Ia o de la început ca să fiu foarte atent la ce spui. Ia. Stai. Pe aici, prin preajmă, la noi în platou, se tot ia de mine și este un bou.
Eu sunt super tare, sunt ca o zeiță. El spune că am glume ca la grădiniță. Îi spun să se ducă de unde a venit, că a mai fost și altul și l-am mătrășit. Ia uite, ai înțeles ceva? De ce aplaudați? Care... Ce-a fost asta? Are și-a dreptatea ei. Gata. Ți-a ajuns, ai făcut bani, gata. Poezia muma lui Ștefan cel Mare, adaptată la problemele cotidiene. Și te rog să observ că am primit mai mult de o aplauză. Azi că să mă gândesc și la niște poezii în seara asta. Vorba aia, să fim poezi până la capăt. Am un puzzle de departajare pentru runda a doua. Boss, apeși repede. Apeși, boss. Ia, veni și tu aici. Faceți schimb, Jador cu Moroșanu. Hai, dar poate nu vine acum, că văd că e din două cuvinte. Și ne jucăm așa. Vezi, poate iar spui cu voce tare, de-aia acolo. Moroșanu mai și Dan. Hai. Atenție, domeniul este... Domeniul este festival. Festival. 3, 2, 1, start! Am 800 de puncte puse în joc. Festival. Doar Moroșanu și Dan. Flori este blocată. Flori, nu trebuie să apeși, da? Flori, ok. Ce lacu? Stop! Stop! Stai că-l spun! Bă, eu vreau să rupă ăsta, bă! Deci, eu n-am mai apăsat că auzeam ceva ce bate în dreapta. Și... Bă, bă, deci mă doare mâna, nu mai pot. Tata, el se apasă din prima, adică clac, se blochează. Păi nu? Că... Bun, a apăsat altceva înaintea mea? Nu, tu, crede-mă. Doamne, îți mulțumesc frumos că am apăsat și eu primul. Gata, mă, cenacul flacăra. Cenaclul? Ce? Da, e ok, ia, ia. Mamă, la... Nu, se mișcă puțin, dar n-ai... Auzi, îl mai poți folosi eu, următoare emisiune. Eu rup ăsta, el ăsta. Bader Hari! Cenaclul flacăra. Bă, și dacă nu e, puneți, vă rog eu. Schimbați repede puzzle-ul, că nu omoară. Este bun, bun. Așa, mă. Așa. Era pentru prima oară în emisiunea asta în care oricum chiar dacă nu era corect, era corect. Domnul Moroșanu nu e, stați liniștit. Vă mulțumesc frumos. 800 de puncte. Am avut emoții și nu știam cum să mă manifest. Dumneavoastră să începeți runda a doua, asta dacă vreți, dacă nu facem cum vreți. Stați puțin să vă dau și un puzzle ca să vă rugăm puzzle-ul pentru runda a doua. Mamă. Mamă, ce ai făcut, tătuțule? Și avem... Și un domeniu, Ana? Domeniul este pregătire. 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 Dăm de rată. De rată, hai. Mamă, dar ce, ce puțin am învârtit. 10.000 de rocheri! Oi, să mă lipsesc! Să mă lipsesc banii de tine! Vezi, bă, și mai zici că nu trag banii la tine. Bă, nu, ba da, sincer. Nu, vrei să zic ceva? Știi când îți dai seama că un om e un părinte adevărat, când prima oară pune pe primul loc pe fisul. Ai văzut că i-a luat laptop. Așa și tata, n-avea ce mânca, dar am luat haine ce voiam eu. E bună! E bună, frate! Bun! Domnul Romeo, într-adevăr, a luat pentru Georgiana, i-a luat un laptop. Moroșan. Da. Am nevoie de prima consoană corectă din runda a doua și ridicăm plăcuța. C. Hai, dă-o naibii, dă-o. Iese! Nu, nu, de fapt, molipsirea nu cred că e de la mine, e de la ăsta, că ăsta e obișnuit să ridice centuri. Bă, nebunule, centurile cu scărunte, cu zgaicile care ridică... Și mă gândeam, băi, ce bun, ce ca să obișnuit să pui să rudă, băi, ce bun! Să văd dacă am scumpă la femeie! Dumnezeule. Apropo, Moroșanu, că tu ai fost de multe, poți să ne defilezi un pic, să ne arăți cum fac agicile alea? Da! Te rog, fă asta pentru mine, te rog din suflet! Te rog! Nu! Bă, da, vreau să văd asta! Da,
rog, te rog. Ce ești, te rog, mă, uite-mă de aici, mă. Uite, Ana ne poate arăta. Da. Ana, ia, Ana, să ia. Te văd pe tine. Ia arată-ne cum, cum merg. Să spunem că urmează runda întâi. Ia să te văd cum prezinți runda întâi. Ia. Stai, stai, ia. Stai să... Stai să, să punem și... Ia. O să fac o defilare poezie. Ia. Da. Ce? Da, mă. Haide, mă, se pricepe, mă, mă. Bine, mă, bine. Și Burțucule, trebuie să observ că am primit mai mult de o aplauză. Bravo, foarte frumos. Bravo, Ana. Auzi? Bă, bravo, bravo. Dar în timp ce merg fetele alea și că noi la ele ne uităm, ce-ți spune, mă, antrenorul, mă, vede? Vezi, bă, că îți dă la nas, dă la nas, dă la ficat. Ce-am zis, o ai grijă la ochiul stâng, că nu mai vezi, nu mai ce, adică ce indicații? Bă, Bursucule, tu te uiți la fundul fetelor lor? Tu crezi că eu când mă bat acolo, mă uit la femei, mamă, ce bună e. Nu! Când vine ăla să te omoare pe ring acolo, tu ce-ți mă gândesc? Păi vezi că... Ce bune? Ce ai, mă, nebunule, care ești? Nu înțeleg, mă, pe ăsta niciodată în viața mea. Tu nu înțelegi că am fost cu el o emisiune și am spus cum preferi să-mi pași femeia, îmbrăcat sau dezbrăcat? Și el a zis îmbrăcat, mă. Cum? El a zis îmbrăcat. Și l-a spus dezbrăcat. Normal. Cum? El așa un pac, dezbrăcat. Cum să-mi pași femeia? Și cum să-mi pași femeia? Imaginează că ei sunt certați și este dojador așa. Ce faci, iubită mea, să ne împăcăm? Și ea zice, ok, hai. Da. Ok, să hai, next. Ați aflat secrete din viața lui Jador, da. Să dăm drat. Nu, na, lui Moro. Constantine, Constantine, Codir și băuile azi. Bă, dar ce noroc ai către foana mea. Am 200 mare, e mult. Constantine, Constantine, și 200 de puncte sunt de bine. Dă-ne o consoană. Nu, de la nasul meu. Nas, nas, nu. De la nas. Bun! Hai, dă-i de rată! Băi, acum! Nasul-i mult și multe consoane. Mai dau o dată? Și-am zis, verde sălcioară, mărie și mărioară. 700 de puncte, consoană. R. R. R de la... De la... De la râu. Bun! Mai dăm o dată, hai, de rată? Hai, mai dăm o dată. Hai. Uite, mă! Bă, să fac el pe de-a... Să fac el pe de-a... Vreau să-l pui! Să fac așa cu aia! Am uitat să spun că pe deapsa o faceți împreună, că da, esteți o echipă. Uleu, n-a râs de mine, mă. Joacă pe asta. Hai. Hai! Hai să te văd. Avem trei plicuri pentru voi. Brodere, cine alegi tu sau eu? Eu alegi tu, că tu ai fost norocos. Unu, frate, unu. Unu. Unu că... Așa au toți crezând că e ușoară. Da. Unu. Ferească Dumnezeu. Ana, nu schimba! Asta înseamnă că nu e de bine. Ceva e nasă rău, mă? Eu nu pot să citesc bursul, când vreau să citești tu. De ce, mă, nu e în versuri? Ce norocos, mă, ce norocos, mă, că nu-s norocos. Bă, da, mă, nu mai zi așa. Gata, mă, norocos. Dă ceasul lui Jador. Întrebarea mea, cine îl umple? Asta, cine mai face pe el la vârsta asta? Ok, vino lângă mine, măcar să ne luăm amândoi bătaie. Ia, pe uimește-mă, uimește-mă. Dă o tură de platou. Da. Cu... Zi-mă! Dă o tură de platou cu scutecul umplut de partenerul tău. Mai gătă de platou. Nu știu cum e, cum e, cum e, cum e, cum e, am 88 de chile. Nu, eu cu am ceva. Luat de la mare, veniți cu ce? Hai că s-a apucat Ana de poezie. Veniți lângă noi. Ce aia? Explica și mie, cum se face? Bine că vă explic aici. Mâncați aia și gura ta. Du-te tu, du-te tu. Țipă-le-l, țipă-le-l, țipă-le-l. Du-te că am mers ultima oară când am stat la mea. Îi punem scutecul ăsta lui Jador. Da. Până la nivelul ăsta.
Da. Tu trebuie să-i încarci frumos cute cu coapă. Păi stai mă că se vede... Iar tu, Jador, trebuie să dai o tură de platou în lacul. Băi, nu cu apă, că se vede... Și ce vrei, să mă pici în el? Nu cu apă. Îl ții la genunchi, mă, nu-l urci până la... Hai. Râde ăsta de la afară. Haide, hai, moroșile, tu ai treaba cea mai subțire. Vino cu poate vrea treaba 2, bursucule, nu l-ai întrebat? Poate vrei treaba 2, dar vorba ei nu vrei treaba 1. Dar e pedeapsa ta, mă, du-te! Dar de ce eu, mă? Tu ai făcut norocos! Bagă până între genunchi. Și eu trebuie să... Uite ce face asta. Nu mai lasă că a tăiat atât. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Așa, băiatul mami? Mamă, s-a rupt, bă! Până când se vede stromalou. Uite, mă. Eu cred că... Aplauze pentru Jador și Mărășanu. Vrei să știți de ce am făcut tot circul ăsta? De ce? Pentru că ăsta e luptător. O să ajungi, mă, trending. Nu, pentru că ăsta e luptător. Și pentru că are o anumită prestanță. Nu e, omul e altceva. Și acum a trebuit să mă fac de râs pentru tine. Bă, următoarea tură, tu te faci. Aplauze pentru Jador! Bravo, bravo! Hai! 2800 de puncte și 10.000 de ron cash. Băiți! Dăm de roată sau cumpărăm o vocală? Cumpărăm sau dăm? Dă-i de roată. Dă-i de roată, da. Roata morii se învârtește, ța, ța, ța. Inima se chinuiește, ța, ța, ța. Hai să vedem ce e acolo, ia să vedem. 3, 2, 3. 3. Scuze, Ana, te iubim. Mai mult eu. Poartă un sutien. Vreau să văd asta. Aduceți-mi telefonul. Nu por, mă, vreau sutien să văd asta. Dar nu port niciun sutien. Ba da, port sutien. Ba da, da. Niciun sutien. Hai. A ce mă filmezi deja? Da, dar, hai. Am sutien să mă filmez? Nu, zâmbește, hai. Dar că nu port nimic. Hai. Poartă tu sutien. Ha? Nu port niciun sutien. Ana! Du-te tu și poartă sutien. Vreau să post sutien. Vreau să te postez peste tot, așa. A fost o glumă. Hai. A fost o glumă, mă! Țapă! Băgam. Ce țapă ți-ai luat? Ok, hai să citim pe bune, Ana. Împerechează-te cu Ana.
tare, zi dacă vrei. Ceva. Hai că n-am terminat. A, acum vrei tu dapsa, a? Eram mai sigur că mai pute. Serios, asta e treaba. Ce să facem? A zis, mă, nu? Gata. Da, mă, acum ai zis că tu o faci, da? Tu o faci, mă. E ca la șah. Ai mutat, e ca gata, așa, ai mutat calul. Hai, mutat calul. Calul. Da? Așa, hai să continuăm. Împerechează-te cu Ana în rime. Pentru fiecare greșeală, fă 10 flotări. Hai! Vino cu Ana! Fii atent! Hai! Dar eu vreau rimă încrucișată. Deci fii atent, ce se întâmplă? Ana îți dă primul vers, iar tu trebuie să continui în 3 secunde. Ce-ți vine în minte? Dar exact ce-ți vine în minte, dacă nu... O să vină numai prostii, dacă nu va trebui să faci 10 flotări, nu mă interesează. Ce-ți vine în minte? Pac, prima... Da, hai, prima, Ana, da? Hai! Atenție, ai dacă nu, 10 flotări. Gândește-te la noi! Stimați telespectatori, dacă cumva... aveți familii plecate prin străinătate, aveți prieteni plecați de acasă, ăsta este momentul în care să-i sunați, să stea în fața televizorului pe canal de la Rata Norocului. Jador în acțiune. Bravo! Hai, Ana! Hai, Ana, hai! Zi! Ana are geantă nouă și poartă în ea ouă. Bun! Bun. Bine, bine. Acceptabilă. Bine. Acceptabilă. Poartă-ne ouă. În geantă. Nu prea merge rima. Ana are geantă nouă și poartă în ea ouă. Și hai, în cap cu în ea doar ouă. Ca să e rima de gradul 2. Bravo, mă. Pup. Hai. Rima de gradul 2. Și tu faci filozofie, boss. Mai pierdut, bă, băiatule, bă. Asta e ca gripa. De gradul 1, de gradul 2. Hai. Hai. Dacă ai aflat formula... 2. Dacă ai aflat formula... Vino și pupă-mă cu gura. Wow, yes! Yes! Bine, bă! Bă, ești tare, nu merge, flotor! Aici pierzi, merge, aici merge, pierzi. Ana. Vino să mă pupi cu gura. Formula cu gura nu prea merge. Ba, da, mă, nu merge. Se formula termine vreau. Știu că vrei nu cu... Nu o să merge. Dacă... Pensula! Dar nu merge cu pensula. Nu am merge. Dat-o așa, că mă distruge mama acasă. Hai. Hai, mai zi una. Beau cafeaua la ibric. Să ne iubim dimineața un pic. Bun. Dacă totul merge șnur... O să-ți dau un șut în... O să-ți dau un șut în... Uite, așa a zis ăsta. Nu, așa a rimat. Deci dacă totul merge jnur... Bă, ca să, am să dau un ștump. Zi! Nu mai știu. Stai, dacă totul merge jnur... 10 flotări. Hai să ne iubim împrejur. Nu o merge. Ziceți, mă, că sunteți cu mine, pirața. Hai, Jador, că trece, ok, 10 flotări. Hai, stai, hai să ne iubim în fân. Dacă tot merge... Fân, mă, ce-ai, mă, fân? Dacă totul merge șnur... Te iubesc până faci mur. Ce să zic, mă, ce? Mureau zic... E onomatopeu! Mur? Mur! Ce mur, mă? Bă, e onomatopeu, adică... Bă, du-te, mă, cu onomatopeu, ce mur, mă? Ce, mă, ce aveți? N-ai auzit de așa ceva, Ana, e un... Mur? E acum, un cuvânt nou. 10 flotări, da? Până acum are de făcut 10 flotări. Tu și fă 10 flotări. Dar tu ai zis că e... Dacă totul merge jnur, haide să mai dăm un tur. Sau inima să-ți păi, da, mă, dar tu ești om normal, mai noi nu ne gândim. Sau nu mai trebuie să jur. Exact. Sau? Vino să mă pupi în c***. Hai, ultima și gata. Ultima. Hai, ultima. Hai. Ori mănânci gutuie, ori... Bați cuie, bați cuie, bați cuie, bați cuie. Haide! Stai să vezi, stai să vezi, stai să vezi. 10 flotări, da? Mai zi o dată. Ori mănânci gutuie, ori... Am venit 3 sezoane aici, hai să ne iubim, duduie. Cum? Duduie. Ori mănânci gutuie... Ori hai să ne iubim, duduie. E bine.
Da, frumos. Tu vrei cu... Frumos, nu eu. No. Degeaba spui că Ana nu s-ar fi gândit la prostii niciodată. Da, Ana s-ar fi gândit... Era o grămadă, Jador, nu la ce te gândești tu. Da. Era statuie, puie. Bă, firația ai naibii, că toți v-ați gândit la asta, numai că nu recunoașteți, doar eu. Și ăia care se uită, sigur și ei s-au gândit. Da. Aplauze pentru Jador! Bravo! M-am descurcat. Da. Acolo. 200 de puncte. Da. Consoană. Zi repede. T. Bravo. Hai. Țărâncuță, țărâncuță, cu bușorii de obrajor. 300 de puncte. Consoană. Nu, stai. Ce care era cuvântul ăla cu... Nu. D. D. Nu trebuia să zici, trebuia să ne gândim un pic. De ce n-ai, am zis-o. Bravo! Da, hai că bine, hai. Dacă vreți, puteți cumpăra o bocală, aveți 3300 de puncte și nu uitați să jucăm pentru 10.000 de ron cash. Avem bani mulți. Hai băgăm? Eu zic că o vocală ne-ar mai ajuta la pregătirea asta. Pregătire este domeniul. Nu. Hai mă, cum ai dau asta? Nu! Lasă-o, mă, că am tupeu! Ia 200 de puncte, consoană. Stam, mai fă individual. Individualistule, așa făceai și la Survivor. Doamne, Dumnezeu, ce ură vorbești despre mine, așa. Acolo, ultimul. 5. De ce-i dat, mă, 4, durată, mă? 4. 3. F. Dacă nu e, te omor. Deci... Omoară-mă, hai. Nu, mă! Hai să cumpărăm ceva. 3500 de puncte. Cumpărați o vocală. Da. Vocala este... U. U. Băi, Jador, ești prea concentrat. Ai intrat prea tare în... Vreau să câștig să iau la omul ăla, mă. Hai. Cumpărăm o vocală sau lungerat? Hai să luăm un E. U. E. U. E. Unde e U? Nu știu, pe acolo. Nu, e U. E când? Da. Eu trebuie să iau ce s-a spus prima oară. S-a spus E... E, trebuie să iau. Bă, nu, pe morou! E! Mă, că-i bine. Da, mă! Dacă știi... Da. Lasă-mă, mă, în pace! Încercați, băiatul! Încercați să vă concentrați, da, că iau ce scoateți prima oară pe gură. Dacă unul scoate F și a fost, F iau. Da, mă, da, am înțeles. 2500 de puncte. Hai, mai băgăm ceva, mai luăm? U. U din I sau U din A? U din A. 10.000 de ron cash... Atenție, I din A. Este! Da, mă, da, mă. Păi, dacă îl era acum. Era când, era acum. Păi, de seama dacă mai era și în altă parte. Hai să mă rutez. Nu. Vreau să-mi spui curioasă. Atenție, fără faliment. Bă, de ce n-a scuz, mă, de mine, mă? Așa a vrut Dumnezeu, mă. Nu, că 10.000 de bani, o grămadă. Unde 10.000, că nu am niciun bani? Uite, acolo! Acolo, bă. Așa, i-am luat? Telespectatori, am trăit sau uși asta între emisiune. M-am pierdut banii, 10.000 de bani. Cum cineva îi spune lui Moroșan, firea de bătrân. Nu, mă. Și frumos este că nici măcar nu l-a bătut. Ceea ce se înțelege că prietenia lor este una foarte mare. Nu, mă, că mi-e zice bătrânul și că eu am anumite glume. Știi, da, dar oricum, senzațional. Nu m-aș fi așteptat vreodată să... Sincer. Mulțumim. Dan, bine ai venit pe la noi, Dănuț. Să știi că nu mă așteptam. Nu te așteptai, nu? Hai, dăm de rată și... Dar ai o mână foarte bună, Dane. Da, s-a mai zis. Ți-ai zis singur sau ți-a zis cineva? Hai să mergem la următoare. Flori, ce să zic? Hai. Flori, gata, v-ați plictisit. Gata, faliment și dumneavoastră, să câștig și eu banii. Cântă cu bată-l vina, ne răsunăm bubolina.
au rămas la mine, jokerul poate fi la tine. Consoană. M. M. De la mama. Și eu e M. Și eu M am văzut. Nu e M, M, uite. Și nu era M. Noi suntem! Yes! Ia, îmi cer scuze, doamna actoare. Scuze, scuze, așa mă manifest. Gata. Numai, gata, ești trecut. Banii nu-i hai, putem câștiga, hai, cei 10.000 de ron cash, dar putem merge după puncte hai. Și... Trebuie să dați de roată orice ar fi, hai. Bă, dă-i roată, ce, cât mai avem ceva? Haide, 400 puncte, e bună. 400. Așa, cine am băgat? Consoană, uitați-vă în ecranul de jos. Vedeți ce consoane și vocale s-au folosit. Pregătire este domeniul. Iar consoana voastră din runda a doua, aproape de final, este... Bă, de la Băbălău. Bă, de la Băbălău. Du-te, mă, de aici, mă. Dan! Faceți manevre aici, mă, nu? Nu mai dai. Mai bine de Florin. Hai cum, haide. Am încredere în tine, Dan. Tăce șovărițele, m-am mâncat de capice, măi. Altceva. Bine, mă. Una rece, una caldă. Cele mai multe puncte de pe roată, 1500. Dacă îmi dai o consoană bună, ne putem îmbogăți, Dănuțule. Consoana ta e greu, este... Dar zice S de la simplu. Bună și asta, excelent, 1500. Dacă vrei, poți cumpăra o vocală să te ajuți puțin? Da, cumpăr I. Ai folosit 500 de puncte, dar le-ai folosit foarte bine. Da. Pregătire este domeniul. Nu poți, nu poți și scrie. Hai, nu mai vorbiți, că se aude. Da, 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 da. Dane, dai de roată sau mai cumperi vocale? Dau de roată. Hai. De roată, hai, că ai noroc. Mama mea e plărărăsă, se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în viață. Fii atent, el... Acest domn frumos, nici n-am dat bine și... Du-i de roată, că ai noroc! Bă, ce oameni! Te-am zis, te-am zis că e cu ghionoaia. 300 de lei în buzunar. E cu ghionoaia după el. Nu mă, frate, Dumnezeu ține cu mine, n-ați înțeles. Flori. Eu. Hai, doamna. Bună-i vinul Gheorgheoleu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Bună-i vinul Gheorgheoleu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. 1000 de puncte, consoană. G de la gândac. Bună! Oh, bine! 2000! Mai dăm de roată sau cumpere o vocală? Dăm de roată. Hai! Hai să învârtă roata! Păi dar naiba în tine, dragoste, ce de ții mereu numai de mine. Și de la șarpe. Și de la șarpe. Am câștigat. Hai că ne-am câștigat acum să dăm. Este. Ce puteți să fie acolo? 2700 de puncte, Flori. Putem cumpăra o vocală sau dăm de rată? Dăm de rată. Ador, lasă fata să joace. Se mai zice și Flori. O vocală. Ia zi. A. A. Da, e bun. E bun au. Wow! Și totuși la al doilea cuvânt și la al patrulea cuvânt e greu. Gata, poți doamna. Poți să dau soluția? Nu te cred. Nu-și nu vă... Doamna, ce aveți? Mi-a zice doamna. Mama are 40 de ani. 2200 de puncte. Flori, o singură dată, tare, clar și corect, dacă soluția poți ta... Poți să iau o gură de apă înainte? Este, ia, mă, mică, ce vrei să le ieșim pe aici pe un platou. Ia o gură de apă, concentrează-te. Pentru 2700 de puncte. Îți dai seama că dacă, Doamne ferește, acum te prind cu geanta asta, cu geanta asta de 10.000 sau ai pe 10.000 de puncte, trebuie să aduc o cisternă. 2700 de puncte, dacă răspunsul este corect, Flori. Nu ai voie să greșești nici măcar o literă. O singură dată, tare, clar și corect, zi! Nu poți scrie poezii când conjugi greșit a fi. Mamă! Nu poți scrie poezii când conjugi greșit a fi. A fi.
Bravo! Bă, la faza asta, când a fost primul cuvânt, îmi credeam asta. Yes, sir! Greuț puzzle, puțin greuț, dar ți-a reușit. Bravo, Flori, ai 2700 de puncte și mergem la vitrină! Bravo. Runda a doua, câștigată de Flori, 2700 de puncte. Ce ne alegem? Naragaz la 1200 de puncte. De la Studio Casa, bravo, 1200 de puncte! Și un aparat de ras la 200 de puncte, de făcut barbă. Mașină Taurus, 200 de puncte! Și restul de puncte le donez. Și 1300 de puncte le donăm. Mulțumim mult de tot, Flori. Mergi la locul tău. Bravo. Domnul Romeo, mă auziți? Da. Mai avem niște puncte, domnul Romeo, oferite de Flori. Ce ne alegem? În primul rând, vreau să mulțumesc frumos doamnei Flori pentru donație. Bravo! Să rămână. Și aș dori un telefon. 1300 de puncte? Ăsta? Da. Gata, da. Merge la noastră, l-ați luat, domnul Romeo! Mulțumesc pentru mult. Georgiana, probabil, un smartphone, 1300 de puncte. Iar noi, doamnelor și domnilor, mergem mai departe în runda a treia! În primul puzzle de departajare a răspuns clar și tare Flori. În cel de-al doilea, Moroșanu. Iar pentru cel de-al treilea puzzle de departajare nu mai avem nevoie de butoane, pentru că o să-i ofer direct lui Dan șansa de a începe puzzle-ul. Iată, puzzle-ul din runda a treia. Spăratus. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este îngrășare. Îngrășare. Din astea îmi face. Da, și eu la fel m-am simțit tare liniștit. Hai, dăm de roată și... Cred că toți. Sute de puncte, consoană. C de la câine. Wow, bine. Dai seama dacă erai pe 1000. Ce era? Hai! Cum ar spune Jador, uite un crac, uite un crac și ai nimerit la 800. Stai o tură și pedeapsă între ele, ia zi. L de la lipie. Te urmărește ghinionul, dar până la urmă te izbește. Te izbește la fășit. Hai, 2600, dăm de rată. Hai. Doar un lucru vreau să zic. Ia zi. Deci când comentează Jador, îmi vine ghinionul. Deci știi cum intră pe aici, pe noi, prin buzunare, nu știu. Da, este ghionoaia. Ce am mai... comentat, mă, frate, că n-am zis nimic. Hai zi mai înainte, că te izbește ghinionul. După ultima alegere a domnului, sincer, că sunt la televizor și eu zic sincer, nu prea mai vreau să câștig așa. Cum nu, mă? Sunt sincer, zic. Mai bine să câștigi oameni așa, seara, gaz, așa, ce trebuie. Asta să câștigăm pentru telefon, familie. Mult telefon. Da, da, ăla pentru el, da, pentru familie. Da, laptop, era de astulă, trebuie și lui aragaz alea, dacă îi trebuie. Păi nu știu, păi nu, pe bune acum! Nu te mai supăra, mă, așa. De ce te-ai supărat așa, mă? Dane, 2600 de puncte. Eu pedeapsă mică, calmează-te. Dar nu m-am supărat deloc. Te ajutăm, Dane, și pe tine. Numărul 3. Pedeapsă, numărul 3. Mă gândesc că la prima de obicei se gândește lumea mult. La 3 poate se plictisește și e mai simplu. Nu, da, am dreptate. Culege cele trei fructe din platou, stând pe burtă pe salteaua de apă. Dănuț, păi am o saltea direct. În centru platoului avem o salteluță. Așa ar trebui, nu? Așa, ia uite-l. Ia. Stai să dăm și drumul la muzică, stai un pic unde te duci așa. Hot play, dă-i. Salteaua se lipește. Ia, uite-mă, coie, că la telefon, lege.
n-am unde să-l pun. Asta nu, n-ai unde să-l pui, ok? Bravo, Dănuțule, ai mușchi, mâini, în picioare. Păi 2600 de puncte, cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Mai dăm de rată. Hai! Cum sună? R de la râit. Cine o fi? Este! R de la râit și avem 3100 de puncte. Ce facem acum? Mai dăm de rată. Hai că falimentul e aproape. Nu, nu, că țin cu tine, țin cu tine, jur că țin cu tine. Bă, stai lângă el aici, îți dau norul. Stai lângă el. Vezi, bă, l-a pus lângă tine, bă. Bravo. Fetelor, ați văzut că am noroc, veniți să pun mâna pe voi. 3100 de puncte, o treime din acest autoturism și posibilitatea de a câștiga un joker. Veți ia la gaz, brodere? P, de la penalty. N-am auzit până acum, dar e bun. E bine, P. Yes! Mulțumesc. Ești blindat, ești blindat. Ia uite, vezi tot așa, Dorel. Mă, câștigă, da, frate. Dar să-ți iei aragaz și de-asta. Microunde, avem de-asta. Un... De nu telefon. Avem un conflict cu Jador, s-a care s-a supărat. Mă, păi, dacă sunt, ce vrei, sunt. Nu, dacă omul avea nevoie de tot, tu ai venit aici să joci, să aduci puncte și omul să-și ia ce vrei, ești nebun? Da, mă, da, exact. Bine, asta fac, na, ce mai aia fac? Așa, ceva? Adună puncte, tu, tai din gură. Fac, uite, ce treabă ai tu? Îți trebuie maragaz? Domnul Romeo, s-a supărat Jador, domne, că ați luat telefon și n-ați luat aragaz. E, fiecare după trebuință, ce să zic, adică, serios. Vezi? Înseamnă că trebuia să punem pe doamna în locul lui și aragaz pe aragaz avem. 3100 de puncte, o treime din acest autoturism și joker. Ce facem acum, Dani? Dau de rată. Hai. Dă-i de rată, hai, Dani. Sex bomb, sex bomb. Aproape de 1000 de puncte, rămânem la 300, consoană. D, de la Dan. Da, avem. Avem joker. Da, ți-l dau. Da? Bravo. Perfect, și mă joc tot cu tine. Da. Mă joci pe brodere, ai și bani, ai, da, și de toate. Ia zi tu, da, Ana. Vrei să faci cu mine o rimă îmbrățișată și apoi una împerecheată? Împerecheata eu, îmbrățișată el. Cum să mă întrebe așa ceva în emisiune? Băiatul ăsta se concentrează. Haide, măi, bursucule. Uite, încep eu cu aia împerecheată. Cu aia îmbrățișată, mai bine. Da. Așa. Seara de la 8, când începe roata, vedeți cea mai copt peste noapte fata. Apropo de fată, mă supără într-una, să nu vă mirați dacă o să-i dau una. Bine, mă, bine! Bun, bine, zică, împerecheată! Bun, bravo! Se potrivește, mă! Ia! Hai să mă și concentrez, să-mi iasă... Frunză verde șolalea, bursucul e viața mea, eu de el m-am bucurat, precum musca de rahat! Bravo! Frunză verde... Frunză în vânt, eu o să mă țin de cuvânt. Uite, și îți fac o promisiune că te scot din emisiune. Oh.
Vrei să-i ceri iertare pentru ce mi-ai spus mai devreme? A, nu, am o rimă îngenunchiată. Yes. Doamne, eu te rog pe tine, da, ca de data viitoare să mă transform tu pe mine la roată în prezentatoare. Da, tu chiar crezi că e așa simplu să fii prezentator? Doamne, nu uita, te rog, ce am spus în strofele mele, bursucul e boșorog, pune-l să spele podele. Dă-te, bă, ție. Dacă nu ți-o cauți cu lumânarea cu mine. Ți-a plăcut? Ia zi, nu fac eu un volum de poezii? Ba da, nebună mică! Muza mea ești, bursucule! Dane, avem 3100 de puncte, o treime din acest autoturism și ce faci acum? Poți să cumperi vocală? Poți? E, de la Eminescu. E! Yeah. Care domnul îndrăgășește? Ana, pentru voi, Eminescu 2! Auzi, da, dar ce scrie pe spate, că acum am văzut? Ia, ia! 10, stai! Dă spără! Stai, mă, de la ce e 10? Chiar că e îmbătrânit. Te duci acolo. Cu o foaie și o hârtie, sunt Messi la poezie. Oricum, văd că pe piept, iau-te. Volumul 1, volumul 2. E, ți le-ai pus de curând sau? Volumele. Ce volum au? Ce volum? De poezii, 1 și 2. Dar ce volum au? Adică câte pagini ai pus? De la D în sus. Asta. Bun. De la D în sus. Dane, 2600 de puncte. Dau de rată. Hai. Wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Te aplauzi tu, pe tine! Bă, nu mai pun mâna pe tine o secundă, ce faci? 1500 rog, de puncte. Să mai pun mâna pe mine. 1500 de puncte, cele mai multe puncte de pe roată. Am nevoie de o consoană bună. Ț de la țap. Mamă! Eu am crezut că e faliment, mă. 6000 dintr-un foc și avem 8600 de puncte. Se aude, Cătălin, se aude, nu mai vorbiți. Cumpărăm vocal. Ia zi. U. A. Ăsta cumpără tot, mă, care o grămadă de bani acum. Am pus mă la camă. Bravo, mă. Ia, mă, și cumpără. 7600 de puncte. Hai, Daniel, că trebuie să aduni, că uite-te și tu. 2000 laptopul, 2000 televizorul, 1000 tableta. Ai nevoie, hai! 1300 telefonul. Îți dai seama că face Ichter mecanic, Jador, dacă începe așa. Da, eu aș cumpăra, dar nu știu ce. Atunci dăm de rată. Hai, mai ai 5 secunde. Dau de rată. Dă-i și... Power play! I feel good. Îngrășare este domeniul și aduți aminte ce mi-ai spus la începutul emisiunii. Nu vreau 10.000, dar și cu 3.000 mă mulțumesc. Ia uite-i. 3.000 de ron cash, dănuțule. Fii atent aici, ai un minut doar al tău. Timp de 60 de secunde dai de roată și îmi spui consoane. Chiar dacă sunt corecte sau greșite, mergi mai departe. Dan, ești atent la mine? Da, sunt foarte atent. Bun. În momentul în care roata se oprește în dreptul punctelor, îmi spui consoane. Dacă pică pe altă, plăcut să dai în continuare de roată. Poți să dai încet, nu e nevoie să dai foarte tare de roată. În cazul în care, în minutul pe care eu ți-l ofer, îți dai seama de soluție, ridici o mână, dăm stop
și câștigi 3.000 de RON cash plus punctele acumulate. Dane, ai 7.600 de puncte și putem câștiga și 3.000 de RON cash. Nu mai vorbiți, Jador. Îngrășare este domeniul și este șansa ta. Nu uita că ai și o treime din acest autoturism. Suntem în runda a treia. 3, 2, 1. Dăm de, de roată. Power play. Și, și pentru 800 de puncte. Și. Zi. N de la Nicu. N pentru 800 de puncte. Zi. F de la Fraier. F de la Fraier. Zi. V de la Valerica. V de la Valerica. 500 de puncte. Zi. M. M de la Maria. M de la Maria. Ia vezi că a ieșit acolo un V, un M. 20 de secunde. S de la... S de la săpun. S de la săpun. Știi soluția? Zi consoană. Concentrează-te, știi soluția, oprim, da sau nu? Dă-mi o consoană! Bă, de la bou! Bă, de la bou! Bă, de la bou! Da, 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 da. Nu era acolo. Da, 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 da. În momentul ăsta, Dane, ai acumulat 10.200 de puncte power play! Banii ăștia rămân la mine. Da. Dane. Bravo. 10.200 de puncte power play. Și o treime din acest autoturism. Doamne, ia-ți banii. Dane. Și fugi, Dane. Ana, dă-te puțin mai dreapta, te rog. Perfect. Dane. Eu ți-l-am dat pe Jadorel. Nu mai vorbiți, vă rog. Mm-hmm. Ce facem? Cumpărăm o vocală? Cumpăr. Sau dăm de roată? Concentrează-te. Cumpăr o vocală, să mai câștig timp. Zi. I. I. Bravo. Bine. Aici ești cea mai bună alegere. Aici te prins. Hai! Te prins? Nu vorbiți, vă rog, nu vorbiți, Jador. Lăsați-l. Dane, ai 5 secunde și în momentul ăsta avem 9.700 de puncte. Concentrează-te. Fii atent, uite-te la mine. Uite-te la mine. Ieși de acolo. Ieși. Oh, nu mai contează. Concentrează-te la un singur lucru. Avem puncte? Da. Vreau să-ți dau premiul ăsta și vreau să-ți dau punctele astea. Mulțumesc. Fii atent. Concentrează-te, da, adună-te și cumpărăm vocala care lipsește. Uite-te în ecranul ăsta de jos. Exact. Da. O. Ok. O. O mai luăm o tură. Lasă puzzle-ul, lasă. Uite-te doar la mine. Doar la mine. Nu știi puzzle-ul în momentul ăsta. Este un cuvânt care te bate. Un singur cuvânt. Da, da. Uite-te în ecranul de jos. Dă-l naiba pe ăla de sus. Uite-te, da, în ăsta. Te uiți în ăsta? Da, da. Uite-te bine. Ce nu vorbiți. Vocale, 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 vocale. Și acum cumpără o vocală. Băi, dar tu n-auzi pe publicul ăla, mă, că m-ai zăpăcit. Da, din gură, nu, lasă-l. Dane, Dane, ei, cumpără o vocală. Băi, concentrat. Și nu mai vorbiți, vă rog. A. Vocala A. A, Dane. A, Dane, A. Ai reușit, mă, Doamne. Aplauze pentru Dan. Deci, pot să zic ceva? Eu de 5 ani de zile prezint în București un eveniment de cultură generală, numit PubQuiz Society. Deci, nu aveam track-ul ăsta, să spun, nu știu, de... Adică, credeam că nu l-am. De scenă, de publică. Efectiv... Vedeam deci am luat și am luat și tot alfabetul la rând, bă, și tot nu venea. Deci eram prost, ce să mai adică. Dane, mă bucur, bravo. Mulțumesc mult. Dane, în momentul ăsta avem 8.700 de puncte. Și lipsește o singură consoană. Dai de roată sau îmi dai soluție? Dau soluție. Dane, merit un frigider. O singură, da, dată. Dar unul mai mic. Tare, clar și corect. Zi. Cățeluș cu părul creț,
Arăți ca un porc mistreț. Cățeluș cu părul creț, arăți ca un porc mistreț, da sau nu? De puncte și o treime din acest autoturism. Hai la vitrină! Runda a treia cu puțin ajutor, dar ne bucurăm că Dan totuși și-a dat într-un târziu seama de puzzle. Avem câte puncte? 9200. Bă, te-am făcut om, băi, băi, iată-le, băi. Știi cum aștepta Flori? Ca hiena să greșești. Era... Am 0 puncte dacă greșește. Hai, 9200, ce ne alegem? Frigider. Albatros, 2000 de puncte! E fericit, Jador! Tabletă? Ia uzi, ia uzi, tabletă, 1000 de puncte! Dar nu pentru mine, nu pentru mine. Potează, hai! Aragazul cel vintage la 1200. Studio Casa, 1200 de puncte! Grillul la 400. 400, Samus Grill! Televizor, îți dau că tot ești în fața lui. Televizor. 2000 de puncte, un televizor! Mai sunt, dacă vrei să dau și un cuptor cu microunde de la Albatros. Super, și un cuptor. 500 de puncte, bravo! Da. Mai avem 2100 de puncte. Le donăm. Donăm 2100 de puncte, bravo, Dănuț, 2100 de puncte. Merg la domnul Romeo. Domnul Romeo, mă auziți? Da. Fiți atent, 2100 de puncte și vă spun doar atât. Jador este cu ochii la dumneavoastră. 2100 de puncte. Ce ne alegem? În primul rând să mulțumesc domnului Dan pentru puncte. Bravo, bravo. Și o să luăm un aragaz, deși noi stăm cu chirie. Ia uzi, băi, Jador, aragaz, Studio Casa, 1200 de puncte. Bravo! Deci, deși stăm cu chirie într-o garsonieră, luăm un aragaz, să fie... Jador, mulțumit. Să fie. Bravo! Și dumneavoastră să fiți mulțumit. Mai departe? Un tensiometru? Un tensiometru, Taurus, 50 de puncte. Un aspirator? Un aspirator, Studio Casa, 650 de puncte. Și un fern, adică un uscător de păr. Un uscător de păr, Taurus, 200 de puncte. Felicitări, domnul Romeo! Vă mulțumesc mult! Felicitări, Dani, și mulțumim pentru puncte. Mulțumim, Flori, pentru punctele tale de mai devreme. Iar noi mergem mai departe în runda a patra! Iată cum i-a revenit zâmbetul lui Jador, care îi plecase sângele în vene. De ce telefon? De ce? Bă, stau, mă. Bă, eu zic sincer că eu am fost rău. Ai înțeles? Și eu am 26 de ani, eu nu mi-aș fi luat în viața mea un telefon. Puteam să vorbesc și pe un telefon de la mic, că era bun ăla. Vorbeam cu mamaia, cu tataia, ce faci vrei, tataia. Dar aragazul și dacă te muți, îl ai acolo, e bun. Faci mâncare la el. Ca un bătrân vorbești. Bă, bătrânule, mă, lasă-mă, ca un bătrân vorbești. Familist. Aragazul. Mama și tata au Facebook și smartphone. Dan. Mama. Și mama și tata au Facebook. Mama și tata n-aveau nimic, boss. Păi, da, mă. Tu ai fost din familie de aia, de boieri, de chiaburi. Boss, maică-ta are Facebook. Acum, da. Taică-tu are? Păi da. Și atunci? Păi da, dar are fiul șmecher. Aoleu, aoleu, Doamne, ajutor! Dan, ajutor, Morășanu, Doamne! Jador și Flori, vă dau un puzzle de departajare pentru runda a patra, iată-l! Bă, dă-mi coace, dă-mi coace, că eu răspund eu rapid, hai! Avem și un domeniu, Ana, te rog! Eu vă zic de pe acum să schimbați butonul, că urmează... Ana, domeniul este reproducere! Reproducere, start! Reproducere, start, că ne omoară Morășanu, stimați telespectatori, mâna este pe buton, la fel și Flori, este pregătită, Dan, deja nu mai are emoții pentru că și-a luat punctele de care avea nevoie, Morășanu e concentrat. Și stop! Rima împerecheată, băga-mea și cioarele. Băga-mea și banii! Dar de ce trebuie să spui, poate Dănuț nu știa? L-ai ajutat acum. Nu, mă, nu, el, ăsta e nebun, mă, nu știu ce are. Bă, ce ai, mă, frate? Păi nu știu, mă, mi-e ciudă că a apăsat Dănuț înaintea mea. De ce ai apăsat, băi, Dănuț, mă? Răspuns. Scuză-mă. Gata, Dănuț. Vreau să citesc pe Morășanu.
rim împerecheată picioarele în barca mea. Băga mea și picioarele nu este așa, o să așa? Mă dau în partea asta, că stare noroc prea mult. Bă, prea mult, doamne, că ia puțin. Ajunge. Deci varianta ta o iau așa, rim împerecheată, băga mea și picioarele, da? Asta ai spus, asta iau. Aie! Da. Într-o formă de zile mari, după cum prea bine știți, nu se mai oprește. Când se apucă să dea în ele, ne apucă aici dimineața. Bine naiba că lasă Bubu, că stăm până luni la ora 8 dimineața. Bă, ești un poet al tobelor, mă. Bă, ești... Bravo! Ia, auzi, mai bag o rimă de aia odată, ia. Mai bag o rimă. Da, scurtă, neîmperecheată, dar e bună și așa. Bun. Dănuțule, să știi că în mod normal ai fi greșit. Adică rimă împerecheată, băga mea și picioarele. Doar că băga mea și picioarele se taie la montaj. Și atunci a rămas doar rimă împerecheată. Îți ofer puzzle-ul pentru runda a patra. Oricum, frumoasă poezie. Rimă încrucișată, băga mea și picioarele. Domeniul Ana este... Domeniul este talent. Apropo de talent, înainte să începem, domnul Jador, da, ați spus că aveți talent, că părinții noștri au un fiu talentat. Dar pe mine de ce m-ați adus la emisiunea asta? Uite, de asta, nu. Să mergi acolo la band și să ne cânti și nouă ceva în seara asta, domnul Jador. Altceva. Altceva, domnul Jador. Așa, da. Jador, fă publicul fericit, Jador! Da, bravo, hai. Și câteva melodii frumoase pentru toată lumea prezentă! Hai și pentru nășii cu mare, care la valoare! Una, două. N-am două vieți pe pământ, nici două guri să mănânc, pentru ce n-aveți să strâng. Dacă mor mâine, pui mâine, ce-ai gavere, iau cu mine un costum și o pălărie. Ia-o zboară! I-am spus la copiii mei, la fel s-o facă și ei, să nu strâng avere multă, numai când să le ajungă. Bravo, Jador! Hai și încă una, și încă una, și să vă distanți, hai! Ziua-n care tu m-ai sărutat, mi-a dat toată viața peste cap. Buzele tale duci ca mierea, ochii tăi mi-au puterea, gura ta îndu fiul ce mi-ai făcut ca mă omor. Au, 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 au. Buzele tale duci ca mierea, ochii tăi mi-au puterea, gura ta îndu fiul ce mi-ai făcut ca mă omor. Au, 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 au. Bine, Jador! Așa fac rockstarie, știi? Hai, Jador, vino cu aia, foarte bine! Bravo! Bravo, Jadorel, bă! Of, și acum, Dănuț. Dănuț. Dau de rat. Dai de rat. Vezi că nu mai e Jador lângă tine. Hai, gata, faliment, Dănuț. Faliment, faliment. Prima consoană din runda a patra. Care este domeniul? Dă-i tu consoana că talent. Ți-apare acolo. C de la creț. C de la creț. Talent. Talent. E vorba de talent. No! Flori! N-am talent. Hai! Bravo! Mamă! Am plecat de lângă el. Cine? Like a virgin. Touch for the very first time, yeah. Hai, Flori, încearcă tu prima consoană din runda a patra. Hai. R de la rățușcă. R de la rățușcă. Bine. And darling, darling, send a me, oh, send by me.
la niciodată. Bun, hai! Dăm, dăm, dăm! Niciodată! Fac cu schimbul. Păi dacă, dacă stau lângă el, are noroc. Și Roșan, lângă dumneavoastră la fel. Bine, boss. Niciodată noi gândim la fel, iubim la fel, simțim la fel. Și nimeni n-are cum să ne ducoate, nici lumea nu mai mare, mare. Hai, băiți, te ador, Moroșanu. Tu la talent. Bine, hai! De tu acum. Concentrați-vă, am nevoie de o consoană corectă, 1000 de puncte. D. Hai, hai, hai. De la dinte. Bine, mă, 2000 am luat! Hai, Moroșan. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți din seară? Oh! Foarte aproape de 700. Mai mult la 700, 700 dacă mă întreb pe mine. Da. Vin încoa. Da. Și eu la fel am zis, da, ofer 300. Da, să mă dai încolo de bani, păi, că avem de unde. Bogații, hai. Nu, bogații sunt ăștia. Da, măi, nu interesează. L bogații. De la... Pacăt. Bravo! Bravo că l-am găsit. Avem 3500 de puncte, putem cumpăra o vocală sau dăm de roată. Mai cumpărăm? Cât avem? 3500. Stai să ne gândim un pic. Talent este domeniul, suntem în runda a patra. Aduci. Da, 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 da! Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Bă, dar nu e corect, bă, frate, să moară Cipilan de nu... Cipilan, dă-te partea la altă, că trebuie să-i dai ghinion. Bă, nu, mă, nu, eu te stau, Ghidion, dă-te că el... Da. Eu te stau, gata, hai, stă motură, dă-i după. Gata, stă motură, gata, 3500 de puncte, hai, Dan. Hai, eu rămân aici, că... puncte consoană. S. De la... Săpun. Săpun să fie. 1600, cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Dăm de rată. Hai! Depărtare, depărtare, tu mă depunești. Te dai depărtare, ești tână și iubești. 1000 de puncte, consoană. M. De la Mamaie. Hai să cumpărăm niște vocale. Ia zi. I. Mai dau de rată. Hai. Hai. Cu... Hai. Hai. 300 de puncte, consoană. M-am blocat ieri. Quack, 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 quack. P. Care? P. P. De la prost. Oho! Nu mă așteptam. 3400, mai cumpărăm o vocală? Mai dau de rată. Hai! Vara, 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 vara e ca și vine. Și toată lumea poate haine mai puține. Primul cuvânt e greu, hai! 5. Bă, tu ții cu el? 4. 3. Să zic V de la Viu, da? Gata, v. De la Viu. Efectiv nu-mi vine nimic, da? Gata. Yes! Flori, 0 puncte, dăm de rată, hai! Hai, hai, Flori. Doamna Flori, doamna Flori. Hai, am încredere, doamna Flori, hai! Din da mamă, chiburi, chiburi, da chiburi, da vrețe, ba, da li, ba, ba, da li. 400, consoană. Așa, uită-te în ecranul de jos, 10 consoane și vocale ați folosit. Talent este domeniul. Ana se agită face. Pentru că și-a dat seama de puzzle. Ia uite cum face. Zi, consoană. 5. F. Yeah!
Dragii mei, 3500 de puncte. Bă, brodere. Da. Acum, ce consoană găsim noi? Fiți atenți. Tu spui. Putem cumpăra o vocală. Hai să cumpărăm. Iubesc, știți, nu? Și dacă cumpărați vocala aia care trebuie, o să aveți o bucurie. E. E, spui tu. Bă, ești sigur? E, eu nu, nu, lasă-mă, mă, că vreau eu. Eu vreau. Ah. Lasă-mă, că am și eu unul. Hai, zi și tu o vocală bună. O. O. Este, tati. Cum să nu fie, mă? Talent. Mai avem 2500 de puncte. Putem da de roată sau mai cumpărăm o vocală să ne ajutăm. Bă, brodere. Bravo, mă. Astăzi. Da. Bă! Aoleu, și ce să mă fac, Doamne, eu se mărită mora. Trebuie să mai facem un lucru. Hai că eu știu. Z. Z. De la ziua. Z. De la ziua. Așa. Și hai să cumpărăm unul. Asta a fost ultima consoană. 2500 de puncte. Astăzi. Dacă îmi dați soluția corectă în momentul ăsta, avem 3000 de puncte. Dacă nu, mai cumpărăm o vocală. Hai să... Ia, mai avem bani? Hai să nu risc. Unde nu știi? Acolo oscilez dacă... Unu, dacă pătesc chiar ca Ana. Astăzi... Ana, astăzi Ana pentru noi este domnul Rimă 2. Să moară ce... Da, mă, Iana, bă, ce deștept ești, mă, mâncați. Bravo, am mă. Și eu o precizare de făcut. Băi, lasă, bagi, eu iar unul. Am auzit că gata, domnul Rimă e în Maldive, mă. Deci sunt bravo, domnul mă. Rimă 1, nu gata. 2. Gata, Ana, mă, Ana era, mă, de două ori ai fost, de două ori ai fost, Ana. Astăzi... Nu înțeleg ce căută Ana în puzzle meu. Ana, spuneți voi. Da. Ana, astăzi, da? Ana. Astăzi, Ana, pentru noi este domnul Rimă 2. Ana. Ana. Atenție, am luat Ana, prima oară ai spus 1. Nu, mă, Ana, mă! Ana, da. Ana? Ana, da. Eu Ana am luat. Păi da, da, am zis Ana. Eu, Ana eu, am luat. Eu la ureche. Oare doar eu? Că eu cred că te-ai fi grăbit. Nu poți fi de două... Ana, nu, las. Ai spus bine prima oară ce te spusese. Păi nu, Ardea, astăzi, astăzi, Ana, pentru noi este domnul Rimă 2. Ia, Ana, mă! Dacă acolo este... Iana, mă, nu? Unu. Iana, mă! Iana, mă! Iar răspunsul tău, Jador... Ana, Ana. Ți-am spus, ia, bă, o vocală. Ți-era greu să iei, să vezi? Nu, mă, că nu mai am bani. Că, ce mai ai și cumpără omul după aia? 500 de puncte, le luai și să puneai în pui, dacă soluția era corectă. Trebuia să luăm un pana mea, ca să fim siguri. Răspunsul tău este greșit. Nu ăsta este răspunsul. Jură-te! Dacă ți-am zis că te-ai grăbit... Bă, ți-am să luăm un, mă, tu ne-am un mai de două ori într-o zi. Și de ce nu spune, minți? Bă, minte, nu? Bă. Uite, bă, nebunule, că e greșit, nici măcar nu apare. Păi n-a apărut, Ana. Păi a făcut, a, dar n-ai auzit-o, a făcut, da. A, că e greșit. Păi stai, mă, am făcut ăla cu video, ia uite ăla. Dane. Cu video, băi, Ana, mă, în momentul ăsta avem 3400 de puncte. Bă, nu pleca cu mine, că sunt supărat! Păi ce ai, bă? I-am zis, ia, mă, o vocală. Nu te dar ai spus pe gură, unu. Ai spus. Să... Și pe urmă ai spus nu-i Ana și ai plecat n-are fericit. N-are, mă, nicio logică unu-i Ana, mă, să moară Cipilian de nu-i Ana. Ok, să vedem la băiatul ăsta. Deci ai 3400 de puncte, da. Nu mai sunt consoane. Dacă vrei, cumpere o vocală, dacă nu, o să-i dăm premiul lui Jador, pentru că răspunsul este... Ai slăbit un kilogram, Jador. Doamne, ajută să mă slăbesc. 3000 de puncte, Moroșanu, Jador. Hai la vitrină! Hai.
și domnilor, și adoră să te rog să stai aici în dreapta mea. Avem 3000 de puncte în această rundă. Domnul Romeo, m-auziți? Da. Ce ne alegem? Ne alegem un televizor. 2000 de puncte, bravo! Și tableta, vă rog. Și o tabletă de 1000 de puncte. Astea sunt punctele. Felicitări, domnul Romeo. Jador, mulțumesc. Vă mulțumesc. Puși la locul tău, bravo. Moroșanule, bravo, tată. Iar noi, doamnelor și domnilor, nu mai găseam camera. Noi mergem mai departe în runda bonus! Clasamentul arată cam așa, pe locul 3, cu 2700 de puncte. Aplauze pentru Flori! O fi supărată. Nu sunt. Pe locul 2, cu 5300 de puncte, aplauze pentru Jador și Moroșanu. Nici sălat, nici bogat. Acolo. Iar pe primul loc, cu 9200 de puncte și mergem cu el la rata mică, aplauze pentru Dan! Lucrurile sunt foarte simple, Dane, trebuie să prinzi de roata asta și să învârți cât poți tu de tare în sensul ăsta. Pot să spun un lucru? Te rog. Dacă putem să invităm și pe cei doi invitați să fie premiul pentru familia... O să-i dai tu premiul fără să fie el aici. Bine. 3, 2, 1 și... Dane, domnul Romeo, Georgiana, premiul ăsta este pentru voi. Pentru a-l câștiga, în schimb, Dane, fii atent la Ana. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus, el arată așa. Îți voi da și un domeniu. Domeniul este vers. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Noi la treaba asta îi mai spunem și pomană. Înțeles. Sau mai merge rimă mură în gură, cum vrei tu. Iar tu acum ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală în afară de cele pe care ți le-am dat. Iar începe panica, super. Calm, avem tot timpul din lume. Poți să-mi repeți consoanele? N, R, T, S, C. Ok, M, N. N a fost, M e bun. Ok, M. L. Bun. Încă o consoană și o vocală. P. M. L. P. Bine că le-ai pus într-o ordine diferită. Și vocala? A, normal. Să vedem dacă le regăsim. Domeniul era? Vers. Start 10 secunde. Tu ești Mircea. Da, împărate, am venit să mi te închin. Ce ai, mă? Tu ești Mircea. Da. Domnul Romeo, Georgiana, astăzi, în această seară, în runda bonus, cu ajutorul lui Dan, în plus față de tot ce ați câștigat până acum, ați câștigat... cu dedicație pentru Jador, un smartphone! Super, mulțumim! Doamne și domnilor, cam aceasta a fost seara noastră. Sperăm că v-ați simțit bine alături de noi. Aplauze pentru Dan, Moroșanu, Jador și Flori. Aplauze pentru Hotplay și Iulia Dumitrache, Ana Maria Barnoschi. Și bineînțeles, aplauze pentru Bursucu. Nu uitați, cu rimă sau fără rimă, până săptămâna viitoare ne vedem pe Instagram, Mr. Bursucu. Amă Barnoschi.
Moschi. Hotplay și Iulia Dumitrache, Jador Moroșan acolo pe Instagram, pe Facebook. Vă pupăm, vă dorim o săptămână frumoasă. Să aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați că norocul îl faceți cu mâna dumneavoastră. Hai, Doamne ajută, seară bună, la revedere. Vă pupați. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I got strong, and I